această sărbătoare care se dedică portului popular ia în considerație că acesta este alături de stema, imnul și alte simboluri identitare, un simbol identitar de asemenea, care ne reprezintă în lume, care ne transmite mesajele încifrate ale strămoșilor noștri, pentru că orice element a costumului popular nu înseamnă doar o stofă brodată. El înseamnă mesaje încifrate care ne transmit ceea ce simțeau și credeau strămoșii noștri atunci pe când încă nici scrisul nu exista. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Invit publicul spectator și iubitor și cunoscător și cel care vrea să cunoască Portul Popular să vină în 26 iunie, începând cu ora 10, la Palatul Republicii și în împrejurimile acestuia, ca să sărbătorim cu dumneavoastră împreună prima ediție a Zilei Naționale a Portului Popular. Vă mulțumesc pentru